Crește legiunea spaniolă de la FC Viitorul după ce banca tehnică a fost preluată de Ruben de la Barrera și stafful său constanțenii au adus la echipă și doi jucători iberici. Născut la Barcelona, Ángel Ortega evoluează ca fundaș stânga sau fundaș central și se află la prima experiență în campionatul României. În vârstă de 29 de ani, el a început fotbalul la Espanyol Barcelona și a mai evoluat apoi pentru Guelio, Real Zaragoza și Asteras Tripolis. De altfel, formația greacă este ultima la care Ortega a evoluat, el fiind transferat la FC Viitorul din postura de jucător liber de contract. It's a pleasure for me to be here in a club as a Viitorul. I know the philosophy of the Hagi and I like this mentality. And I choose this team too for the coach and the staff. I know that the Viitorul will play good football. Al doilea jucător spaniol care a fost adus la echipă este Victor Fernandez. În vârstă de 22 de ani, el evoluează pe postul de mijlocaș stânga și a fost adus tot liber de contract. Ultima dată el a evoluat pentru echipa sub 23 de ani a celor de la Newcastle. Pe lângă cei doi fotbaliști, FC Viitorul caută să-și întărească și banca tehnică. În acest sens, la echipă a fost numit un nou antrenor cu portari în persoana finlandezului Jarkko Tuomisto. În vârstă de 44 de ani, el a mai lucrat la Helsinki, FC Honka, Naționala sub 19 ani a Qatarului și la Independiente del Valle din Ecuador, cu care a câștigat Cupa Sudamericană în 2019.